ziua. Trecem la ședința ordinară a Consiliului Local din 27 ianuarie 2021. Cunoașteți proiectul ordinei de zi din convocare cu suplimentarea propusă? Dacă nu sunt probleme, supunem la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Am o singură rugăminte. Dacă se poate, proiectul 2 să-l lăsăm la sfârșit. Că niciunul din cele două persoane care și-au anunțat candidatura nu sunt în sală. Și poate vin până atunci. Doamna Botezată. Poate vine doamna Pașcu. Nici ales Cristian nu vine astăzi. Poate vine doamna Pașcu. Lăsăm la urmă. Pentru noi. Ok. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observați la procesul verbal din 22 ianuarie de la ședința extraordinară. Dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Intrăm în ordinea de zi, la primul punct. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2021. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Buletine de vot. Dăm citire raportului de aprobare, În acest proiect de hotărâre se propune alegerea unui președinte de ședință de rândul consilierilor locali pentru luna februarie 2021. Pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, precum și a legislației în vigoare. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu precizarea că în ordine alfabetică urmează domnul Agape. V-ați dat consimțământ, înțeleg, da? Să fiți de acord. Cine este pentru? Avizul Comisiei 4. Raportul a fost prezentat. Avizul Comisiei 4. Aviz favorabil. Trecem la... Dacă sunt discuții? Dacă nu, trecem la vot cu propunerea domnului Agape pentru președinte. Luna februarie. Repet, pentru că este o singură nominalizare, pentru, împotrivă sau abținere. Sunt două ștampile, două cabine, puteți... Thank you.
Întrucât din Comisia de Numărare a Voturilor lipsește, iată domnul Cristacă și domnul Andronache, întrebările supleați, având în vedere că doamna Ane este președinte de ședință și e mai greu să și numele să și anunțe rezultatul votului. Cei doi membri supleați, domnul Dobre și domnul Doboș, v-aș ruga să preluăm cu domnul Sarzu, să procedați la numărarea voturilor. La hotărârea Consiliului Local numărul 224 din 19 noiembrie 2020
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Onești pentru anul școlar 2020-2021. Inițiator Victor Laurențiu Neghina. Secretar, aveți cuvântul. Ținând cont de cazurile de incompatibilitate numărate de Ordinul Ministrului Educației Naționale 4619/2014 privind aprobarea metodologiei cadrului de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, în care se precizează că calitatea de membru al Consiliului Local, al Consiliului de Administrație este incompatibilă cu calitatea de membru în același Consiliu de Administrație este incompatibilă, calitatea de membri aleși în același Consiliu de Administrație a soțului soției se impune modificarea reprezentantului Consiliului Local numit la poziția 14 la Clubul Sportiv Școlar. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate pentru prezentare. Comisia 3. Aveți favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, trecem la vot, nu? Da, numai puțin, buletinele de vot sunt nominalizările și nominalizările care s-au făcut. Nominalizări, doamna Botezatu Maria și doamna Pașcua Păvăloaie Elena. Fac mențiunea că votul proiectul trece cu votul majoritar, cu majoritatea simplă, majoritatea consilierilor prezenți. Se poate în lipsa persoanei care nu este prezentă să se conteze? Da. A fost nominalizată de către partid. Dacă nu va plăti, își va da demisia și se va vota din nou în altă ședință.
văd pe câte omul. Domnul secretar, domnul Pașcu a povăluat Elena, nu? E domnul Pașcu a povăluat Elena, nu-i doamna Pașcu a povăluat Elena. Da. Așa e, aproape formulat. E pe aproape. Câteți consilieri? La comisia de numărare a voturilor, dar fiind faptul că a venit și domnul Andronache, domnul Dobuș, vă să rămâneți dumneavoastră, am înțeles că i-aș ceda locul domnului Tor, dar cel mai în vârstă să fie supriat. Domnul Andronache se vină, dumneavoastră e viitorul.19, botezatul 9, Pașcu Elena Păvăloaie 10 voturi. Deci rămâne doamna Pașcu, nu domnul Pașcu, în comisia, în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Școlar. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Onești pentru anul 2021-2022. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Domnul secretar. Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu, care sunt organizate de autoritățile administrației publice locale și funcționează pe o anumită rază administrativ-teritorială, coordonată și monitorizată de către Inspectoratul Școlar Județean. Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea sau a unor structuri de învățământ fără personalitate juridică, ca părți a unei unități de învățământ cu personalitate juridică și subordonate aceluiași ordonator principal de credite în condițiile legii.
Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specializare, Comisia 1? Aveți favorabil. Comisia 3? Aveți favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt observații, cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Nu. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 113 din 28 mai 2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Inițiator Victor Laurențiu Neghina. Domnul secretar. După aprobarea actului sus amintit, s-a constatat că în cadrul acesteia s-a strecurat o greșeală de tehnoredactare, respectiv articolul 1 a apărut sintagma 3,86 în loc de sintagma 3,8, așa cum este corect. Comunicatul de presă numărul 15 din 14 ianuarie 2020 al Institutului Național de Statistică precizează care este rata medie a prețurilor de consum în ultimele 12 luni, respectiv 3,8%. Astfel, se propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 113 din 28 mai 2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în sensul că se înlocuiește sintagma 3,86 cu sintagma 3,8, așa cum este corect. Față de cele prezentate, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Comisia 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4? Aviz favorabil. Comisia. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unui reprezentant al Consiliului Local Onești în cadrul Comisiei de Acordare a titlului de cetățean de onoare al municipiului Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Domnul secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unui reprezentant al Consiliului Local Onești în cadrul Comisiei de Acordare a titlului de cetățean de onoare al municipiului Onești. Datorită complexității deciziei de evaluare a meritelor personalităților care vor fi propuse pentru titlul de cetățean de onoare, este necesar a se numi o comisie prin dispoziție, așa cum prevede regulamentul pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Onești. Din prezentul proiect de hotărâre se propune numirea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Acordare a titlului de cetățean al municipiului Onești. Precizez că această comisie va fi numită prin dispoziția primarului municipiului Onești și va consta din personalități ale municipiului Onești alături de reprezentanții administrației publice locale. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 3. Aveți favorabil. Mulțumesc. Comisia 4. Aveți favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt? Dacă nu, trecem la vot. Cine e? Ah, da, scuzați, e vot secret, da. Nominalizări pentru, sau propuneri pentru reprezentanți, domnul Criste Alexandru și doamna Sticlaru Dana Cerasela.
Voturi totale exprimate 19, domnul Cristi Alexandru 9 voturi, sticlarul Dana Cerasela 10 voturi. Deci doamna Cerasela o să fie în comisie. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 1 pe anul 2021 a solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii din municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghina. Domnul secretar. Activitatea de administrare include activități de administrare tehnică și întreținerea proprietății comune, de contabilitate și caserie. Atestarea persoanelor fizice care intenționează să ocupe funcția de administrator condominii se face de către primar în baza unei hotărâri a Consiliului Local la propunerea Comisiei de Atestare constituite în acest sens. Pentru a obține calitatea de administrator de condominii, un număr de 3 persoane fizice au depus până la data de 28.10.2020 la Registratura Primăriei Municipiului Onești dosare cu documente necesare și astfel a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre. Având în vedere cele menționate mai sus, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specializare, Specialitate. Comisia 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 2? Favorabil. Mulțumesc. Comisia 3? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Da, domnul Ujor. Aș avea un rugăminte ca serviciul fondul locativ să ne prezinte și nouă consilierilor o listă cu toți administratorii de condomenii pentru și toate asociațiile cu nume, prenume și număr de telefon. Poate ne întreabă cineva din locuitorii orașului, poate noi ne informăm la acești administratori. Deci aș solicita o listă cu toți administratorii și asociațiile noi să ne prezinte tuturor consilierilor. Mulțumesc! Da, o
Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Se trece la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raporturilor de evaluare pentru unele bunuri imobile, terenuri cu sau fără construcții aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Prin hotărâre ale Consiliului Local anterioare au fost atestate bunuri imobile terenurilor domeniul public și privat al municipiului Onești. Acestea au fost înregistrate în evidența contabilă cu valoarea 0 lei. Pentru a stabili o valoare justă a acestor terenuri, s-a întocmit rapoarte de evaluare de către un expert evaluator autorizat, membru ANEVAR. Supunem spre analize și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bune imobile, terenul cu sau fără construcție, aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative acestora în formă prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, Comisia 1. Aveți favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere numărul 132 din 9.11.2016 încheiat între municipiul Onești și II Gogoman Elena. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Prima. Prin adresa înregistrată la primăria municipiului Onești, doamna Gogoman Elena, administrator la II Gogoman Elena, solicită încetarea contractului de închiriere numărul 132 din 9.1.2016, ce are ca obiect obținerea folosinței prin închirierea unui spațiu într-o suprafață de 10 metri pătrați, modul 20, situat în complexul comercial Piață, strada George Bacovia numărul 15, municipiul Onești. Ținând cont de prevederile contractului de închiriere și de cele menționate supra, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, Comisia 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 202 din 22 octombrie 2020 privind acceptarea donației făcută de domnul Chelaru Dragoș constând în extinderea rețelei alimentare cu apă și branșament apă situată în strada Avântului numărul 21B, municipiul Onești. Domnul secretar. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea articolului 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 202 din 22 octombrie 2020 privind acceptarea donației făcute de domnul Chelaru Dragoș constând în extinderea rețelei alimentare de apă și branșament apă, situată în strada Avântului numărul 21B, municipiul Onești, astfel. Cheltuielile ocazionate de încheierea și autentificarea actului de donație, precum și cele privind îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară vor fi suportate de către donatar municipiul Onești. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Comisia 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierei unui bun imobil, proprietatea municipiului Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină.
Domnul secretar? Bunurile imobile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Onești pot fi concesionate sau închiriate prin licitație publică în conformitate cu legislația în vigoare. Închirierea acestora reprezintă un dublu interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a supraveselor de teren libere sau ocupate de construcții proprietate publică, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus, conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analize și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui bun imobil proprietatea municipiului Onești, pun ce este identificat conform documentelor înaintate. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere numărul 66 din 28.01.2003 și aprobarea modelului de act adițional. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Prin hotărârea anterioară, Consiliul Local a aprobat închirierea unui spațiu în suprafață de 385,75 m² cu destinația sediu, situația în Bulevardul Republicii 43 municipiul Onești, către Casa Județeană de Pensii Bacău, având în vedere cererea de prelungire a contractului de închiriere înaintată de Casa Județeană de Pensii Bacău, precum și prevederile contractului de închiriere, care se propune analiza și aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere 66/2003 și aprobarea modelului de act adițional. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Da, domnul... Dacă se poate interveni la casa de pensie, acoperișul din fața clădirii, sunt reparat, este găurit și... Copertina. Cred că o să ia măsuri în privința asta. Mulțumesc. Da. Și eventual și un intrant care să permită celor care s-au E discutat. Ok. În regulă, mulțumesc. Da, domnul Bujan. În cererea sa, Casa Națională de Pensie solicită prelungirea contractului 66 din 2003 până pe data 2025. În proiectul de hotărâre tot se până în 2025. În raportul de specialitate tot, dar în modelul de anexă se specifică, în actul adițional se specifică că durata închirierii este până la 1.1.2022. Până când se închiriază până la urmă? În 2025. În actul adițional spune 2022. Da. Așa. Și greșeala de bine redactare? Da. Probabil că ar trebui să scrie 2025. Da. Sigur. Da. Sigur. Cu acordul dumneavoastră facem rectificarea 2025 și proiectul dat fiind o eroare materială. Corect, nu mai faci mult. Ca să nu mai fie amendament, să supunem la vot să... Exact. Da? Deci 2025. Mulțumim, domnul Bujor. Dacă nu mai sunt... trecem la vot. Da, cu forma modificată. Da, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești al unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul și extravilanul municipiului Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Domnul secretar. Imobile ce fac parte... Ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietate privată a municipiului Onești sunt situate
În intravilanul și intravilanul localității identificate prin planul de amplasare și delimitare, aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii terenurilor și a bunurilor realizate pe acestea. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Da. Bănuiesc că este o cerință, o rezultantă a cerinței Curții de Conturi pentru a regista aceste terenuri în domeniul privat. Da, este și a Curții de Conturi, dar mai cu seamă să prevederile codului administrativ, în care se specifică, pentru a putea fi închiriat sau concesionat, trebuie atestat, trebuie cadastrat, scris în cartea funciară, după care putem merge mai departe pentru concesionarea sau închirierea acestuia. Este o fază... intermediată. Da. Ok, mulțumesc. Mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierei unei suprafețe de 40,70 m pătrați din imobilul situat în strada Victor Babeș, etajul numărul 1, etajul 1, municipiul Onești, cu destinația de sediu politic către Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Domnul secretar. Potrivit prevederilor legale în vigoare, autoritățile administrației publice centrale și locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente la cele motivate acestora. Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate Plus solicită acordarea unui spațiu strada Victor Babeș, numărul 1, municipiul Onești, de Zulfapă, cu destinația de sediu partid politic. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea? Da, domnul Ciumpeșu. Eu o să mă abțin la vot. Nu participați la vot. Nu participați la vot. Mai sunt discuții? Nu. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Da. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiari pentru anul 2021 la Căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 Martie, numărul 26, municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Domnul secretar. Anual, Consiliul Local stabilește costul mediu lunar de întreținere, care nu trebuie să fie mai mic decât standardul minim de cost an beneficiar. Ținând cont de prevederile hotărârii de guvern 903/2014, nivelul minim al alocației zilnice de hrană este de 16,6 lei zi persoană. Conform prevederilor legale actuale, standardul minim cost an beneficiar a fost modificată de la 23.784 la 25.738, rezultând un cuantum minim de 2.145 lei lună beneficiar. Având în vedere cele sus menționate, supunem spre analiză și dezbatere Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și norma zilnică de hrană pentru beneficiar pentru anul 2021 la Căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 Martie, numărul 26, municipiul Onești. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, precum și persoanelor obligate în baza legii numărul 272 din 2004 să presteze lunar acțiuni, lucrări de interes local în anul 2021. Inițiator Victor Laurențiu Neghină, domnul secretar. Primul municipiu Ernești are obligația de a întocmi un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, precum și persoanelor obligate în baza legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor omului, în baza căreia se presteze lunar acțiuni lucrări de interes local pe anul 2021. Să se țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a muncii și a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiunilor lucrări de interes local. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 3? Comisia 3? Favorabil. Mulțumesc. Comisia 4? Aveți favorabil. Mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului? Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Punctul 16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea numărul 4 din 16 ianuarie 2020 privind procedura de lucru în municipiul Onești pentru desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate sau fără stăpân. Inițiator Victor Laurențiu Neghină, domnul secretar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 265 de 21 decembrie 2020 s-a aprobat modificarea procedurii de lucru municipalești pentru desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate sau fără stăpân. Astfel se impune și actualizarea modelelor de somații ce sunt folosite în cadrul procedurii pentru desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate cu sau fără stăpân. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Punctul 17. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea mecanismului de decontare a facilităților de transport public local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat, autorizat de pe raza municipiului Onești și de aprobare a actualizării unor clauze din contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Mecanismul de contare a cheltuielilor de transport al elevilor a fost modificat în sensul decontării în procent de 100% de la bugetul de stat prin transfer către unitățile administrative teritoriale. În acest sens, se impune modificarea mecanismului de contare a facilităților de transport public local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar și preșcolar, acreditat, autorizat pe raza municipiului Onești și aprobarea actualizării unor clauze din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze municipiale. Și pentru aceste motive vă propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Comisia 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Da, domnul Bujor? Se menționează aici, la articolul 1, anexa 7 din contractul de delegare, cu modificare,
modalitatea de acordare a protecției sociale, procedură de lege pentru preșcolare, elevilor claselor, așa și mai departe, 1-8, din cartierul Slobozia, 6 martie, Simborzești. N-ar fi trebuit adăugat și cartierul TCR sau nu există traseu spre TCR? Este traseu și pe TCR. Slobozia, 6 martie, Borzești, gândea că poate nu există la... Nu, e vorba de traseele 3 și 4, 3-4-5. Și 5, da, 3-4-5. Și încă o precizare, cum am observat-o și eu, citind și raportul de specialitate, pe contract nu doar elevii din învățământul preuniversitar, ci și preșcolare și grădinița. În acest context, atât articolul 2, cât și celelalte prevederi, atât din actul adițional, va face referire la preșcolar și la elevi din învățământul preuniversitar. Dar inclusiv din actul adițional. Da. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 268 din 21 decembrie 2020 privind atestarea la domeniul privat a terenului în suprafață de 123 de metri pătrați situat în strada Cașinului, municipiul Onești, în vederea acordării de titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitude asupra acestuia către SC Delgaz Grid SA. Inițiator Victor Laurențiu Neghina. Pe prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 268 din 21 decembrie 2020 privind atestarea domeniului privat al terenului în suprafață de 123 metri pătrați situată în strada Cașinului, municipiul Onești, în vederea acordării cu titlu gratuit a dreptului de legal de uz și servitude asupra acestuia către SC Delgaz Grid SA în sensul eliminării aliniatului 1 litera eliminării litera L din articolul 6 al contractului cadru de constituire a dreptului de uși servitude. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul Comisia 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 2. Favorabil. Mulțumesc. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Punctul 19. Proiect de hotărâre pentru avizarea de principiu a documentației de urbanism, planul urbanistic zonal, construire, spațiu, vânzare, obiecte bisericești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Domnul secretar. Având în vedere zona de protecție a monumentului istoric, reprezentat de Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, situată dintr-o vilă în municipiul Onești, strada Alea Parcului numărul 7 bis, autorizarea construcției unei clădiri de mici dimensiuni destinată vânzării obiectelor bisericești impune elaborarea, vizarea și aprobarea unui plan urbanistic zonal. Acest aviz de principiu al Consiliului Local al municipiului Onești a fost solicitat de laboratorul Plusului de către Consiliul Județean în vederea finalizării etapei de avizare a documentației de urbanism. Având în vedere cele prezentate, spunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul Comisia 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 2? Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 1 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor ANL din municipiul Onești pe anul 2021. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Domnul secretar.
Având în vedere că la momentul actual sunt disponibile locuințe ANL, se impune repartizarea acestora în conformitate cu prevederile legale. Comisia Socială de Analiză a procedat la verificarea dosarelor depuse la Registratura Primăriei Municipiului Onești și a stabilit lista de prioritate a solicitanților care au acces la locuința ANL. Având în vedere că în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind actualizarea curată a inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chirii aplicabile în anul 2021 pentru locuințele realizate în Agenția Națională și pentru locuințele din municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Valorificarea judiciară a acestor spații cu destinația de locuință este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care se constituie prețul minim lunar de metru pătrat în vederea stabilirii cuantumului chiriei lunare. Astfel, chiria stabilită se actualizează anual cu rata inflației în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflației comunicate de către Institutul Național de Statistică pe anul anterior. Față de cele menționate mai sus, propunem spre analize și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului. Eu am întrebat astăzi la compartiment motivația acestei creșteri, dacă pentru alți colegi vor să afle de la doamna director sau Am fost discuții și în Comisia Juridică, bănuiesc că s-au lămurit lucrurile, oricine are orice îndoială sau reținere, compartimentul de specialitate vă stă la dispoziție cu tot calculul și cu toate cele efectuate. Este o formulă stabilită prin lege, nu putem interveni noi mai mult sau mai puțin, sau există anumite lucruri în care putem noi interveni. A fost o singură variabilă în care am putut interveni și pe aceea am redus-o. Exact. Dar oamenii care ascultă să știe... Da, singura variabilă în care am putut interveni am redus-o la jumătate. La pentru a nu crește foarte mult. Oricum, creșterea a fost destul de mare, pentru că prețul de impunere a celor de la ANL au crescut de la 1900 la 2900. O creștere de 56%. Și exact cum am spus, unde am putut interveni, am intervenit, aici nu se poate. Mulțumesc. Discuții. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chirii aplicabile în anul 2021 pentru locuințe sociale, locuințe din fondul locativ de stat și locuințe de serviciu aflate în domeniul public, privat al municipiului Onești și administrarea Consiliului Local Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină. Domnul secretar. Valorificarea acestor spații cu destinate de locuințe este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care se constituie prețul minim lunar pe metru pătrat în vederea stabilirii cuantumului chirii lunare. Clauzele contractelor de închiriere a locuințelor de proprietate sau administrarea Consiliului Local stabilesc actualizarea cuantumului chirii în funcție de rata anuală a inflației până la 31 ianuarie, inclusiv a fiecărui an. Față de cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină.
Domnul secretar. Conducerea Spitalului Municipal Sfântul Dr. Luca a înaintat solicitarea privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului, fișa de evaluare a performanțelor profesionale pentru personalul cu funcții de conducere și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de execuție din Spitalul Municipal Onești. Având în vedere adresa propusă mai sus amintită, raportul la prevederile legale, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 3? Favorabil. Mulțumesc. Comisia 4? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Municipiului Onești, județul Bacău, în urma aderării ca membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. Inițiator Victor Laurențiu Neghina. Luând în considerare adresa Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Onești, prin care se propune stabilirea unei cotizații din partea Municipiului Onești, județul Bacău, ca urmare a aderării ca membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, supune spre analiză și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii activității de dezinsecție, deratizare, ce face parte din cadrul Serviciului de Salubrizare Publică a modelului de contract de delegare a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a Municipiului Onești către SC Domeniul Public și Privat Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghina. Domnul secretar. În vederea întocmirii documentației pentru licențiere, SCDPP Onești S.A. a adresat o solicitare către Consiliul Local pentru a aproba încheierea unui contract de delegare a gestiunii pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, acestea fiind unul din elementele componente ale acesteia. Prin delegarea activităților respective, se urmărește ca prin aceste activități să se realizeze un raport calitate cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii și în echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract, în condițiile în care structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale. Serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt necesare în scopul eliminării sau prevenirii apariției unor focare de infecție, a unor epidemii, boli infecțioase, a rozătoarelor care sunt vectore multor boli, cât și pentru combaterea unor insecte, țânțari, muște, gândaci, de bucătărie, ploșnițe, urici, furnici, căpușe, precum și împotriva unor dăunători plantelor, agenți fitopatogeni și insecte, etc. În vederea asigurării unui nivel cât mai scăzut al cheltuielilor cu aceste activități, în condițiile asigurării unor condiții de calitate superioară, vă propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul Comisia 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 26. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Onești, numărul 131 din 2012, de aprobare a regulamentului cadru privind autorizarea și funcționarea unităților comerciale în municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghina. Domnul secretar. Luând în considerare necesitatea simplificării procedurilor administrative de autorizare și funcționare a agenților economici pe raza municipiului Onești, și numeroasele litigii generate de modificările succesive ale documentației care stă la baza eliberării autorizației de funcționare și profil de activitate prevăzută de regulamentul pentru autorizarea și funcționarea unităților economice în municipiul Onești,
aprobat prin HCL 131/2012, cu modificări și completări ulterioare, propune spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 27 o să lăsăm la sfârșit și trecem la 28. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflației de 2,63% a nivelului redevențelor chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale, având ca obiect concesionarea închirierea terenurilor proprietate publică privată a municipiului Onești pentru anul fiscal 2021. Inițiator Neghină Victor Laurențiu. Luând în considerare comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică numărul 16/2021, care precizează că rata inflației determinată de baza indicului prețului de consum în ultimele 12 luni față de precedentele 12 luni este de 2,63%. Pornind de la aceste considerente, se propune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind care devențele și chiriile aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesionarea și închirierea acestora pentru anul fiscal să fie indexată în mod corespunzător. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Discuții? Nu? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc! 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezlipire, alipire a unor imobile proprietate în municipiul Onești în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii. Inițiator Neghină Victor Laurențiu. Domnul secretar. Scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobililor ce vor deriva din alipirea și înțelipirea acestora menționate proiectul de hotărâre este necesar a se aproba serviciile notariale specifice prin înscrierea în sistemul de cadastru și carte funciară a imobililor rezultate în urma serviciilor de alipire și dezlipire. Acestora le se va trebui câte un număr cadastral unic pentru care se vor deschide cărți funciare noi unde vor fi evidențiate informații tehnice, juridice și economice proprii. Față de cele menționate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4? La Comisia 4, aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Da, domnul Bujor. Știu că aceste dezlipiri și alipiri necesită la extinderea poate costului pentru câini. Da. Dar vreau cu domnul primar să le dea ceva amănunte, număr câți câini se vor interna acolo sau se vor... Ceva de ceva, să știm și vreți să fie mai mult. Da, de postul meu la ora actuală este pentru 600 de câini. În adăpost sunt aproximativ 560-570, în oraș mai sunt vreo 500 din aproximațiile noastre. După extinderea adăpostului și autorizarea, pentru că implica mai multe operațiuni, nu doar alipire, dezlipire, alipire, construire de țarpuri, guști, adăpostul va crește la, va fi autorizat pentru 1000 de capete. Nu doar pentru adăpost vizăm această mărire, ci și pentru o zonă de sterilizare, pentru 80 de capete, unde vor fi, voi veni într-o altă ședință cu un alt proiect, unde voi propune sterilizarea câinilor din gospodării și trebuie o zonă tampon unde se face recuperarea pentru 80 de capete și încă 160 de locuri vor fi pentru pregătirea câinilor pentru adopție. Pentru a putea fi adoptați, câinii trebuie să stea într-o zonă specială, aproximativ 2 luni pentru pregătire. Cipare, sterilizare, vaccinare, tot ce trebuie pentru a putea fi dat spre adopție. Cred că după ce vom moderniza acest adăpost și extinde, vom avea o rată mult mai mare de dare spre adopție. Și
și vom rezolva într-o oarecare măsură. Bine, sunt două componente a rezolvării acestei probleme a câinilor maidanezi, cea de sterilizare în masă a câinilor din gospodării și cea de dare spre adopție. Mulțumesc. Se va extinde acest proiect și în zonele adiacente, în comune? Împreună cu asociațiile care se implică în acest, în adopțiile și în întreținerea câinilor maritanezi, voi parcurge pașii spre a ne îndrepta și spre localitățile limitrofe, spre a-i convinge pe primari să procedeze într-o manieră asemănătoare. Atât timp cât nu vom elimina cauza, nu vom elimina nici efectul. Mulțumesc. Mai sunt discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 1 din 11 ianuarie 2021 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate a municipiului Onești, domeniu public, în cotă definitivă pentru imobilele, teren și construcții situate în Bulevard Doituz, numărul 15. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea titlului hotărârii Consiliului Local privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate a municipiului Onești, domeniul public, în cotă definitivă pentru imobile, teren și construcție, situate în Bulevard Doituz, numărul 15. Totodată se propune modificarea articolului 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 11 ianuarie 2021, în sensul că se va modifica după cum urmează. Articolul 1. Se confirmă apartenența la domeniul public al municipiului Onești la imobilului teren situat în Bulevard Doituz 15, numărul 15, suprafață de 3517 metri, înscris provizoriu sub număr cadastral 64469. Alineatul 2. Se atestă la domeniul public imobilul construcției situat în Bulevard Doituz, numărul 15, având datele de identificare prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre, ce face parte integrantă din acesta. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Revenim la punctul 27, probleme de interes local diverse. O să permite să încep eu cu un anunț pur administrativ, cei mai noi consilieri, cei vechi știu, pentru oficiile de protocol pe care organizăm la ședința Consiliului Local, bugetul primăriei și legea nu permite. Și în acest context, de-a lungul timpului, prin bunăvoința consilierilor locali, se reținea din indemnizație câte 10 lei de fiecare consilier lunar. Întrebarea noastră este dacă veți participa în continuare ca să putem avea o apă, un suc, o cafea. Și în condițiile acestea v-aș ruga să luați legătura cu cei de la administrativ, cu domnul director Mihailo. Vă mulțumesc. Da. Mai are cineva ceva de adăugat? Dacă nu, declar închise lucrările și ședințe de astăzi. Vă mulțumesc.
Thank you.